пасхи, mai mult la Alexandrie, acolo mai mult se înțelege mai bine cu scala. Adică acolo am găsit careva strategii, careva idei care mi-au plăcut și mie și care folosesc și eu. Și când vin la masterclass, o deschid tranzacție. Ieri mă ridic. Da, că la masterclass am făcut. Practicezi eu tranzacție și termin. Masterclass, tot ce vă compunem. Tu ești motivez așa, așa, deschizi. Știți cum, mare parte, este mai mult parte este motivațională, din asta vă încurajați, mă încărcați cu energie și mă duc și acasă, să deschid o tranzacție. Deschizi tranzacție și merge bine, pentru noi acum dăm informații care e ok. Bine, până să începem, să mai discutăm, azi să fie o interacțiune să fie interesantă, să vorbim despre care e tema de masterclass-ul de astăzi. Piața energetică, vom vorbi ce posibilități avem săptămâna viitoare, vom vorbi în perioada și scurtă și în perioada și lungă de timp. Până începem, noi să ne prezentăm. Mie spune Cristian, eu sunt manager companiei Double Case. Domnul? Mie spune Vito, tot sunt manager ca companiei Double Case. Cu cineva ne cunoaștem, cu cineva în prima oară ne vedem. Ok, vom discuta, cineva sunt pe real, în mare parte suntem pe real, sunt și pe demo. Vom discuta astăzi cine tranzacționează pe petrol activ și pe natural gas. Doar și careva? Puțin, natural gas. În ultima perioadă, într-adevăr, traderul a început activ tranzacționez pe natural gas. De ce? Vom discuta chiar la acest masterclass și unii poate să rămână eu. Ok. Într-adevăr, masterclass-urile care sunt și le formăm noi, le formăm pentru dumneavoastră. Noi vă dăm informații diferite, pentru că toți sunteți diferiți și am spus asta și repetând la fiecare masterclass. Fiecare trader trebuie să formeze strategia lui. Noi vă oferim informații. Informația este multă, dar noi vă oferim dumneavoastră, dumneavoastră după posibilități, după scopul dumneavoastră, după timpul care aveți piață, vă formați o strategie individuală, care lucrați cu dânsa. Eu, de exemplu, strategie care formă o are un trader, orice trader dumneavoastră, și dacă o dați la altul trader, asta nu înseamnă că el a să facă profit. Atunci, încercați să copiați vreo strategie cuiva. Școală. Și cum merge? Da. Depinde, dacă e coincide cu scopul dumneavoastră și tot cu timpul care îl aveți, e, da, într-adevăr, poate merge, dar oricum, fiecare trader... Deci trebuie să știi cum scopii. Da, trebuie să știi cum scopii, da? Fiecare trader individual își formează strategia lui, individual. Pentru asta este și masterclass-urile date, unde noi discutăm tot timpul toate teme, strategii, dar nu doar strategii, masterclass-urile nu sunt bazate doar pe strategii, dar și pe psihologie, vă vorbim de multe ori, vorbim despre piață uneori. Astăzi vom vorbi mult despre piață și la urmă discutăm despre indicator, pe cineva poate îl folosești pentru al gaz, cineva nu, vom discuta despre el și cum se poate de folosit. Așa, vorbim despre... Bună ziua, mai sunt locuri libere. Cine ar tranzacționa pe natural gas și petrol, cum ar fi? Catra? Să ne țelacă sau aveți activ? Natural gas de lacă, ok. Interesantă situația cu natural gaz. Cei care transacționează, ai? Foarte interesant. Dar și din ce cauze? Ce se întâmplă pe piață? El tehnic a mers foarte bine, dacă cine e traderii a transat mai de mult, tehnic mergea foarte bine. Mergea ca la nivel de scară, așa. Impuls, corecție, impuls, corecție, impuls, corecție. În ultima perioadă a început să meargă așa. Nu atât de interesant. Și din ce cauze, concret? Apropo, toți au stilouri, scotează fixuri? Da, să facem o mică organizare, fiindcă nu trebuie să luăm fixuri și nu... Cine nu are fixuri și voi? Deci mai multe, da? Okay. Și apropo că colegul meu a spus de fiecare să dezvolte propria strategie. Ok, cum a spus domnul, eu am cumpărat careva strategii și am mers, dar în profilat fiecare trebuie să dezvolte propria. Potim? Mai mult am adaptat. Asta a adoptat-o cum a spus. Păi asta a adaptat-o, dar ați copiat. Am luat o idee spre studiu și am adaptat-o cum să mai mult. Sau combinați. Mod indicatori care merg bine, dar pe anumite. Și că faci de natural gaze, îl merge așa. Păi trebuie să te atrepe pe perioade. Oricum, dar pe valut merge pe perioade. Ce indicator? Să faci pe natural gaze, merge pe perioade. Deci, acum am spus, e disertat, trebuie disertat perioadele și pe asta. Vă zic ce, cum se studiază pe interval. Eu, spre exemplu, și mă spune care de aici,
cotație cu sau natural gaz. Și vreau să vedem în primul rând o lună, nu o să studiați. Ca să înțelegeți cum funcționează. După ce indicatori monetari este influențat. Cum este influențat din care va facă. Și în final, atunci ar putea să transacționăm. Da? Dacă începem o... Adică o pereche nouă, ne cunoscut total. Noi, cum se transacționa așa, după cum închid? Tot timpul, când deschidem o transacționă pe un instrument nou, trebuie întâi și întâi de testat. Ok, în altă caz a fost o perioadă între nostru și colegul nostru, el a fost tehnic foarte bine. În sus, mic corecție și iar nivelul sport și iar în sus, și iar tot așa în sus. Momentan, da, acum a întrebat și colegul meu, care se facă, de ce în altă caz, acum eu stăt rău. Hai să spunem așa, nu merge tehnic în sus. Da, avem mai mulți factori, așa să citem spre ei. Într-adevăr, aici o mică remarcă, când sunt trei care de-abia încep. Cine când de-abia începător? Pe demo, da? Care e ultima, ultima etapă. Sunt da? Într-adevăr, cum a spus domnul Andrei, trader vin la masterclass, primesc o informație, este în acele 20 de reguli a traderului, noi ne-am citit cineva recent, este un punct, spune, testează pe demo, și încearcă preamă, da? Tot ce noi vorbim, nu, tot, sunt traderi care găsesc o informație și fugă repede acasă și deschide tranzacții. Încercați pe demo, testați o perioadă și după care deschideți. Ce legat de indicatori? Am spus că indicatorii, cine a fost, domnul Andrei a fost la masterclass-ul tot de data trecută pe petrol, ce merge foarte bine pe piața energetică? Din analiza clasică. Nivelele. Analiza clasică, analiza cea mecanică, care spunem așa, nu indicatorii oscilatori sau de trend, ei lucrează și ei mai folosim, de ce cauză nu merge analiza modernă pe piață, acești indicatori? Ei merg, nu sunt atât de rei, dar da. Mai mult merge cu analiza fundamentală, adică criza... Cu analiza fundamentală, dar indicatorii acestea moderni, cum ar fi orice care, ei sunt bazați pe niște o formulă matematică, o statistică, al lumânărilor. Și când piața este foarte volatilă și face mișcări foarte puternice și crescătoare sau descrescătoare, formula dată e de niște date eronate. Stocastică nu merge în triunghi sau în figuri de schimb. Deci, fiindcă el pierde, formula lui merge tot mai departe, dar piața nu încep studiul. Și evident că într-un triunghi, stocastică tot, de exemplu, arată mișcări de buy sell, dar piața e în triunghi. Și noi vedem asta ca trader. Și noi mai mult piața energetică, pe piața marfară, folosim mult analiza clasică. Ce cuprinde analiza clasică? Traderii cunosc. Trendul, nivelele, Fibonacci, un instrument perfect, foarte bun, combinații de lumânări și figurile. Da? Dar noi folosim acești indicatori, fiindcă ei ne mai ajută pe noi cu careva informații, care noi nu putem să o vedem pe grafic, citim grafic. Și vom vorbi astăzi de un indicator de punct de asemănător, care te ajută foarte mult pe o transferă. Da? Ok, vom începe cu piața de petrol, da? Începem piața cu petrolul. Așa, petrolul. Hai mai întâi să începem cu o scurtă istorie. Cine cunoaște? Când a fost prima sondă de extragere de petrol? Nu a fost pe lume? Din lume? Da, din lume, la nivel internațional. Din lume. Și în ce an? Nu, mai în Arac. Chiar dacă nu. Nu. România, 1857, la Ploiești. Vă bine că e doar pe asta? Dar nu știu că România se face. România a fost în 1857. Americanii de-abia în 1860 au început a extrage petrol. Rusia, ea are cel mai multe zăcăminte, în 1863. România a fost sursă de idei pentru toată lumea. Da, românii. În 1857, în anul 1857, extrageau 7,5 tone de petrol zilnic. Marin, fondator, a fost Marin, așa cum facem de familie. Și tot în 1857 au avut loc și prima rafinărie. Și tot în 1857 ei au fost prima țară exportatoare de benzină. În nivel internațional. Vă vine a crede vecinii noștri care au avut loc țara unde au fost format prima sondă de extragerea petrolului. Cum să avem loc extragerea petrolului? Acum prelucrarea lui. Ceaune, îl fierbeau. Comandau ceaunele din Germania și îl fierbeau și că se formau
Germania, ok, Germania la momentul de față acum este foarte dezvoltată. Dar Germania la momentul atunci, ei nu le-a dat în capul cu ăsta ca să folosească ceaunele pentru extragere de benzină. Ok, petrolul se cunoaște genet din 20.000 de ani în urmă. El a ajuns în Mesopotamia, da, sau Mesopotamia. Mesopotamia, da. El petrolul cum a descoperit petrolul? Pe șala suprafață, se oxida, se formă ca asfalt. Asfalt, da. Și deja mai puneau careva nisip și careva material și formau asfalt. În trecut, trecut, 12.000 de ani, nimeni nu știe cum să-l prelucreze. Unici care au ajuns, români. Nu în zadar se spune că, nu știu dacă ați citit istoria, se spune că dacii au fost unul dintre cei mai deștepți populații. Mă, cred că simplu, noi am fost așa Imperiul Roman, și apoi Imperiul Turci, Otoman, tot așa, cum spune, acolo cu aici. Da, Imperiul dacii au fost cei mai deștepți oameni. Alexandru Macedon ar fi fost de corpul ăsta. De ce? Nu, știți cum cea mai mare țară atunci la moment, pentru epoca ei, desigur, nu ne axăm pe alte poși, adică... pentru perioada dacilor, da, atunci a fost oarecare descoperiri aici, la noi, pe teritoriul României, actuale și Moldova, dar așa istoria cunoaște și altfel. Okay. Așa, să trecem mai departe la petrol. Copiii, cu cine este petrol? Organizație? Țărul Respondent pentru Petrol. Exportatoare de petrol. Când a fost fondat? În 1960. A fost fondată. Ce scop a fost la Nu, OPEC este o organizație care este fondată pentru, ea este formată din 12 țări, face parte din ea, când s-a devenit în 1960 când s-a fondat. De ce s-a fondat OPEC-ul? Pentru că ea este formată din țări membre, sunt mai mult țări arabe și careva sunt țări din America de Sud. Și ei a format un pic pentru a putea regla situația petrolieră la nivel economic, la nivel mondial. Deoarece erau cele șapte surori, cei țin de Londra, de Marea Britanie, Franța și deja rușii, care ei controlau pe nivel, sau spun așa, volumul de petrolier, de extragere a petrolului la nivel mondial atunci. Copiii au văzut pentru ca să poată reglementa. Adică și țările date, arabe sau saudite, și americii de sud se poate să-și vândă mari. Plus la asta e ca să poate forma prețul. Păi da, înțelege ridicate. Păi, cum la noi în Camoldo, tot merg vorba că înțelegi de carte și la noi prețul la benzină zburau în sus ca... Acum zbor, dar măcar acum cunoaștem noi, ca trăiești, cunoaștem de ce cresc prețul la benzină. Din păcate, da. Dacă nu cunoșteam spre ce de bine. Nu, înainte era. Eu nu vorbesc înainte, doar la momentul față. La momentul față, clar că deja tranzacționări pe petrol, fie care e prețul, el a ajuns în ultimii prețul momentan, și din ultimii 2013. Atunci, la nivelul maxim a ajuns la petrolul. Toate că se mulți experți spun că petrolul până în 2025 au să ții cam așa același nivel, posibil să ajung la nivelul de $100 barelul. Iar din 2000,
25 când mergi la Barilo să la scale. La, da, la Barilo să scale. De ce? Potem? Deja pe benzină, spre ecologie, da? Da, de la urfine mergem spre eco. Și adică face o prognoză că în anii 2030 prețul la baril o să ajungă la $35 pe baril. Dar în anii 2050 o să ajungă până la $25. Schimbă-mi un seară pentru negoți. Aici, asta este o presupunere care mulți sunt de acord. Însă eu sunt de părere că nu am ajuns un preț așa, la așa un preț micos, din ce considerăm, fiindcă chiar acum am spus că OPEC. În OPEC, în țările care exportă și extrag petrol și ei, scopul lor în final este ca ei să vândă petrol scump. Ei înțeleg foarte bine prețul la petrol sau că petrolul este o resursă care are limit. Da? E într-un bun în timp, el se finisează, da? Cam cine cunoaște, pe ce ani? Sau cât timp mai 40 de ani, aproximativ 40 de ani. Până la 40 de ani, tot 40 de ani zic. Da, deci tot așa, în momentul care este, fiindcă ei înțeleg foarte bine și înțeleg că cererea pe piață în fiecare an, la momentul actual, cade cu 2%. Adică în fiecare an se consumă cu 2% mai puțin petrol. La momentul actual, adică trebuie să ne niște date statistice, ca cât se consuma în 2019, la început de criză economică, la momentul actual, credeți că cererea pe piață a ajuns la punctul ăsta sau încă nu? Încă nu. Se estimează că în 2023 s-a consumat cât s-a consumat în 2019, la fine de anul 2019. Dar prețul este mult mai scump ca în 2019. Mișurează extragere. Nu, mișurează extragere. Și în perioada de criză a lucrat în minus, în pierdere. Da, e cumva, la moment, își restitui minusul înapoi. Da, foarte corect. Mai este un factor aici, că foarte multe companiile mari, ei încheie contracte de future pe termen scurt. Da, înainte încheiau pe termen lung, acum înțeles că piața se schimbă foarte mult și ei nu sunt siguri, în primul dat, ca investitori ați cumpărat ceva acum pe perioada lungă de timp, în situația care este acum. Parcă da, tot se ameliorează, parcă tot merge bine, parcă economia revin și hop, iar ceva se întâmplă, iar apar careva infectări, iar nou virus și mai departe. Deci, într-adevăr, acum sunt careva metode de control a riscului pe piață, dar prețul nu a ajuns la punctul din 2019, deci nu restui cererea pe piață, dar prețul este mai scump. Și pe viitor, când îmi pare că fiți așa situația, să fie OPEC-ul, va menține, va pune limite ca prețul să fie scump, ei îți comercializez petrolul la un preț favorabil lor. E n-a să vede petrolul mai ieftin decât e posibil. Da, dar asta e un generator de, pentru celelalte țări, da? Să zicem, chiar europene sau alte țări, gen Rusia, China, America, de a căuta alte tehnologii și alte idei, de a se dezice, da? Da, de petrol. Da, asta da. E un factor bine. El e de termen mic, da, el e ok. Păi de asta și se încheie în atâtea cazuri contracte de future de pe termen scurt. Că foarte bine știm că noi suntem în era modernizării și pe viitor e tot chiar la faptul că e ecologic să apară. Și asta ajung în punctul, chiar astăzi citisem, că energia electrică, noi o procurăm la Ucraina. Și foarte multe termo industria asta vor să treacă de la gaz. Ei consideră deja gazul, oferta de gaz este foarte mic și vor să întoarcă înapoi la carbon. Pe baza carbon, adică arde, nu fie gaz, dar să fie carbon ca să poată produce energie electrică mai departe. E pe vedeți și în cauza asta, deja... Toată Europa se luptă împotriva CO2. Da. Și ei se întoarcă înapoi la carbon. Știți cum așa ceva? Cel că se ajung în momentul că doar iau conflictul Ucraina cu Rusia, un conflict. Aici suntem și un pic la antrogază, mai mult ați punctul dat, deci este foarte multe informații și speculații foarte mult pe piață, dar și tehnic care va conflict. Pe natural gaz, după ce se rogi la punctul dat, așa suntem că se face așa un haos. Ok, pip cu petrolul. Petrolul, așa, de ce nu aș fi criză de petrolieri care a fost în loc? Deci caosul pe materie. La momentul fac tot avem crize pe petrolier. Până în 2019, din cauza COVID-19. 2020, am avut 2020. Prima, pare că sunt 72-72. 73 ceva, așa, mai serios. Da. Când de fapt un an de zile, a crescut de la $3 până la $10 prețul la baril. Din cauza conflictului, războiului, Israel,
statele care au ajutat pe el. Din cauza asta au redus nivelul de extragere pe petrolul. Evident, este cerere mare, ofertă mică. Și după când avem cerere mare, ofertă mică, ce faci trebuie? Ca și în cazul de față. În cazul de față, tot avem așa, avem cerere foarte mare, citisem tot în careva lună de zile în urmă, aproximativ, că Europa e la nivelul minim de ultimii 10 ani cu rezervele de ce țin de gaz și petrol. Dar consumul tot același a rămas. Același nivel, dar oferta rămâne mic. Din cauza asta a fost explozia asta de atâta la preț, la petrol, cât și la natural gaz. Cunoscând o, careva, o așa informație, noi ca fel, ce să putem de lucrul ăsta? Terminăm, da. A, ok, hai ca să spunem așa, ca când o să ajungem la... Când o să vorbim mai mult tehnic, o să vedem că ce țin petrolul și natural gazul e ajuns la punct de maxim. Pe ori vedem de, ce o să fie cu deciziile luate, atât de OPEC cât și de alte, de Rusia. Corect, hai să spunem așa. În momentul natural gaz e doar curat politic, nimic altceva. Da. E curat politic. Nu, nu sunt alți factori care influențează volumile, extragerile, e momentele de sonde. La momentul actual, da. E politic, dar și mesajul care va atunci. Natural gazul ce e așa interesantă, cum situația care se întâmplă, și tehnic, piața arată cum tu dar și fundamental situațiile care sunt, strategie care duce și Rusia, și Statele Americii, și Europa cu conductele care se formează acum, interesant. Și noi acum trebuie să prindem, pentru că chiar azi, acum am discutat despre această conductă care s-a construit pe Marea Baltică, da? Severul Bătălcoi. Ea a fost finalizată și acum sunt toate probleme tehnice și până la sfârșitul lunii din sursă s-a spus că se va porni această conductă. Eu nu cred că o să spune și noi trebuie să așteptăm ca trei de deja o să ție... Păi ce conflictul dintre Europa care, cu Ucraina? Da, că cu Ucraina. Că Ucraina cruină spre comisioane. La Germania tot una, că e cum au gaz din partea din nord și indiferent. Aici sunt interesele în europene. Sunt foarte multe. Noi ca trei de doar trebuie să prindem informația dată și să profităm pe piață. Fiindcă natural gaz perioada de acest octombrie-noiembrie va fi foarte mult influențată de toate zvonurile analiza fundamentală. Adică aici deja tehnic am văzut că natural gazul un pic săptămâna trecută a mers așa, nu atât de bine, fiind cu început fundamental și toate interesele politice. Chiar Europa a dat sau vrea să dea judecată Rusia, fiindcă Gazpromul, fiindcă asta e artificial, au format o, deficiență pe piață de gaz, care a dus la o creștere atât de puternică. Și a format o criză internă în Europa pe deficiență de natural gaz, de energie. De ce? Fiindcă, cum a spus și domnul Victor, în Ucraina, da. De ce Ucraina dorește să treacă de la gaz la cărbune? Când gazul nu emană atâta toxine, gazul e mai ieftin ca cărbune. Fiindcă e conducta și el pus și el... Deci, ca sunt mai multe, toată Europa vrea să treacă de la cărbune și de la Germania este prima țară care vrea să scoată armamentul nuclear și cărbune din producerea luminii, da, electricitate, și vrea să treacă la gaz, dar Ucraina vrea să schimbe tot invers. Care e problema? Păi nu, vor să depindă de ruși. Ucraina vrea să depindă de ruși. Nu, da. Ei nu vor să plătească comisiunea. Care e situația? Treci un pic la gaz prin Ucraina. Cât plătește, știți cât plătește Rusia Ucrainii doar ca taxă, că conducta lor de gaz prin Europa trece prin Ucraina anual? Peste 2 miliarde de dolari. Ei plătesc ca taxe, impozite, pentru ca conducta lor trece prin conducta care duce prin Europa, care vine și la noi, trece prin Ucraina. Și îi plătesc taxele astea Ucrainei. Numai că conducta lor e acolo. Și bine, dar și Ucraina se alimentează cu gaz, noi și alte țări care pe prepreajă. Ei acum au conjurat Ucraina, s-au dus pe Marea Baltică. Și Ucraina, de ce America se implică foarte mult și Merkel foarte mult se implică în politica Ucrainei, fiindcă ei vroiau ca Ucraina tot să fie, să aibă parte mai departe de conducta dată. Dar Rusia, din cauza situațiilor politice, Crimeea și războiul care este acolo, ea vrea să termine tot cu Ucraina. Spui cruce și meargă pe lăutră să alimenteze Europa. De ce Ucraina acum, ea vrea mai mult să treacă să, deja, fiindcă dacă să fie Rusia, de exemplu, să închidă robinetul,
ei trebuie brusc să treacă la, la... Și acolo nu e așa de ușor, gaz cu gaz și mâine cu cărbune. Da, și în zona unei se extrage cărbune, e război. Da, război. Și ei vor să treacă la resurselor proprii, practic, ca să poată termocentrale care le-au să le poată mai departe conduce. Ce legat de Germania, ei vor ca să lor le convenabil, ca să primească gaz de la, de la, de la Rusia. Fiindcă, în primul rând, ei s-au demonstrat, lângă toate zvonurile și toate deprecierile față de Rusia, Rusia niciodată nu și-a permis, în care frica Europei, că Rusia a spate manipulat prețul la gaz. A spate într-o zi să-ți închide robinetul, dacă ceva nu mi-a plăcut, sau să-ți închide robinetul. Dar din 1900 și 40 ceva de când ei au conducte în Europa de gaz, niciodată nu s-au permis să închidă în baza unui factor politic. Adică s-a spărat acolo Putin, da? Și nu, nu a fost niciodată așa. Și Germania crede și are încredere în... Asta e un dovad de responsabilitate. Adică ei nu se joacă. Ei, într-adevăr, au contract, eu merg mai departe. Și acum foarte mult politic. Să implică și SUA, Mac Trump era mult mai dur. Ce legat de, de conducta dată. Când era conducerul Trump, el se implica direct și spunea că pune sancțiuni. Biden deja, oricât. Nu, poate, nu știu, iarăși, tactica lor, el deja a dat un pas în urmă și a spus că noi n-a să aplicăm sancțiuni. Și evident că deja Rusia ești așa, dar nu îți spuneam și e sancțiuni să mi-ai pune, și așa e sancțiuni. Noi oricum să construim până la final. Și asta a influențat foarte mult. Acum rămâne deja tehnic, deja nu se metem politic ei din nimic, la momentul actual la Rusia, fiindcă politica lui Biden este așa, mai nu e atât de, de dură pe piață, Germania este pregătită, numai că Germania, fiindcă este aleagă și cu Ucraina, nu vrea să o supere și se plică, dar dați ne limitești pe aici, fiindcă se plice și Ucraina. Dar rușii categorii vreau ca Ucraina să nu mai fie să aibă legături. Îi plătesc foarte mult doar ca taxă pentru, pentru transportarea gazului. Gazul general este un, un instrument care el ca resurse este cel mai problematic și la gaz. Nu atât la extragere, cât la transportare. Adică el e foarte greu de transportat, în mare parte cel mai eficient e prin conducte. Dar conducte astea se cheltuie, altfel trebuie de cotrui conductele date. De exemplu, benzina sau altele se transportă și sub altă formă, da? Dar gazul nu. Deci aia sunt careva puncte, acum vom discuta în fundamental careva nuanță și vom trece tehnic. Și suntem cine așteptăm la natural gaz pe perioadă scurtă, medie și lungă de timp. Okay? Și ce ține de petrol, că a spus că colegul meu care a spus că brand petrolul. Biden nu se implică în ceea ce ține cu conducta de gaz care trece pe Ucraina. La momentul de față, foarte bine cunoaștem toți că a fost uraganul Ida. Golful Mexic, unde sondele, toate majoritatea sondelor de extragere petrol a Americii sunt în Golful Mexic. Ei nu pot să închidă sondele dacă la maxim. Pentru că dacă se închidă o sondă, e mai costisitoare ca să o repornești. Ei o reduc până la extragerea minimă. De 5% de exemplu de volumul ei de extragere. Și deja ei au închis la maxim, la minim, numai că ele nu au fost repornite. Săptămâna trecută citisem un articol unde Biden nu se implică în politica tată cu gazul, deoarece ei cumpără petrolul de la ruși. Tankerele de Rusie, tankerele americane stau la nordul Rusiei și cumpără tot petrol. Pentru a satisface cererile care sunt piața americană. Dar asta e un lucru să implică mai de așa de stat, pentru că e de timp de Rusia, la momentul de față, ceea ce ține de petrol. Încă un moment, foarte mult, dacă se observa politica în OPEC, a Statele Unite ale Americii. Observați că în OPEC sunt foarte multe țări care exportă și extrag petrol, dar sunt tot în OPEC și țări care importă petrol. Da? Adică, ca să fii membru OPEC, trebuie să extragi petrol. Da? Dar cantitatea nu este estimată. Da? Adică, extragi 1 milion de bareli pe 24 ori sau extragi 100 de bareli. Și sunt țări așa cum ar fi China. China tot are resursele, doar care are foarte puține. Dar China este țara cea mai mare consumator de petrol, este China. Și este Statele Unite ale Americii, care tot are rezerve foarte mari de petrol, dar ei le folosește la minim. Adică, America este o țară care foarte mult importă. Ei importă mai mult petrol decât exportă. Și nu din cauza uraganului Ida, și nu din cauza... nu, este, sunt și aceste factori fundamentali, dar ei duc o politică, ei și mențin rezervele lor. Ei mențin și apă rezervele lor, adică ei extrag la minim, cât e posibil, da? Și mai mult exportă. Fiindcă, în mare parte, petrolul, el ca material, asta e o materie primă.
care din trâns spate s-a făcut multe, multe, multe altele. Și ei lor le convenabil ca să-l cumpere, și ei, dacă ați observat cei care trăzează pe petrol, pe petrol, în organizația OPEC, ei tot timpul duc o politică ca petrol să fie, petrol să fie ieftin. Când este vorba ca, dacă ați observat sau ședințele OPEC, când este vorba ca ei se reducă sau să mărească extragerea de petrol, adică s-au extras 10 milioane, da? Milioane, da? Și este un proiect ca să extragă 50 de milioane pe lună, de exemplu. Sau, în fine, e cifra simbolică, da? Asta ce va duce pe piață? La încredere sau creșterea prețului? La ieftinire. E mai mult petrol, prețul cade. De la 10 să crească la 50. America e prima care spune că da, țări pe piață. Dar, de exemplu, statele cum ar fi Arabia, da, sau statele care se bazează în mare parte pe exportul de energie, ele nu sunt de acord. Tot timpul ele nu votează. Dar în mare parte acolo tot e majoritate. De exemplu, Arabia tot timpul îi merge împotriva, ei tot timpul vrea ca să fie cât mai puțin petrol să extragă și să fie cât mai scump, prețul lui să fie scump. Dar ei de ce duc politica dată? Că și China fixă și politică duși. Sunt țări care sunt în organizație, dar vor petrol să fie ieftin. Fiindcă cât e mai ieftin petrol, cât e mai ieftin materia primă și ei produc mai mult. Dar America e statul celor care menține rezervele sale, le menține la maxim după posibilitate, nu că nu se extrag deloc. Pentru că ei vor, pe viitor, înțeleg că este resursă limitată, pe viitor asta se aduc o valoare mult, mult mai mare. De exemplu, ei și cumpără petrol de la Rusia. Rusia, de exemplu, ea nu duce așa politică. E cât este, dacă ar fi mai mult și mai bine. Dacă extrage și duce petrol la maxim. Și că sunt niște momente care nu trebuie să tragem atenție de ei. Și acum politica lui Trump era mult mai dură și mult mai... Sunt mult mai mulți implicat. Biden este așa, mai... Așa, și dacă observăm chiar și petrolul, dacă știți, OPEC a hotărât în începutul octombrie până în martie 2022 să mărească extragerea de petrol 400.000. Știți ceva? Până în 2022, martie 2022, OPEC a hotărât ca să mărească volumul de extragere. Și ce ține iar pe viitor la o mișorare a prețului. Da, momentan, cum am mai spus, momentan prețul crește, sunt influențat de mulți factori. Adică, cum a fost? Cererea este mare, oferta era mică. Din un singur motiv că au fost soldele din Golf Mexico au fost închise doar foarte mult depindeau de Rusia. Mare parte, cum am spus, că tankerele petroliere stau în Rusia și se pentru a lua petrolul dar. Așa. Și, momentan, cum v-am spus, petrolul, pe timp ce treci, cum a spus colegul meu, el anual scade. Și din motivul că scade, lumea însuși vom trece la o altă sursă de energie. Nu ne vom baza deja pe petrol sau pe natural gaz. Iar deja mergem spre energie solară, energie eoliană. Nu zădar, este de foarte energia regenerabilă. De asta, din simplu motiv că însuși țările din alte dezvoltate vor schimba direcția deja. Pornim spre o energie eco. De asta tot iarăși va duce la o mișorare a prețului la petrol. Și atât, numai petrolul și naturalul gazului. 2014-2015, cine dacă a studiat cineva piața, am văzut cum prețul la petrol, la natural gaz, a început a scade. De ce? M-a ajuns, ok, în 2014 a început să scade. Până la nivelul de 60 ceva, până a ajuns înainte de pandemie. Când înainte de pandemie, ulterior, atunci deja pandemia a influențat foarte tare, când a scăzut la nivelul, el se extragea minus. La nivelul de 60 dolari se vindea. Atunci companiile petroliere, extragere, ele lucrau în minus. Și nu știu dacă ați știți unde, dacă ați știți, v-ați informat, ei rugau companiile mari, cum ca să cumpere petrolul. Nu avem să-l pozitezi. Chiar și însuși, chiar știți, sunt tot un articol unde trenurile, vagoanele astea mari, care de exportare a petrolului, dar și acestea au fost construite. Toate poate rezervă care a fost problemă și în 2020, fix așa spate, tot s-a avut rezerve, dar cum a spus domnul Victor mai înainte, nu poți închizi un binet la sondă de petrol și cum se extrage petrolul, cine știe? Simplu, așa, frumos. Este pompa care a dat. Dar cum, dar și pun în loc.
de petrol. Acolo e un bazin, da, un el de petrol și el stă stratul de gaz, până stă lichid, da, petrol. Și pune în loc de petrol. Nu, acasă noi ținem pe ce se poate experimentele astea. Un uroi torneală și uroi apă de jos, e un pic de sub. Și dar și petrolul se strage pe altă parte, asta e prima. Ce mai ușor de strage petrolul e așa. Adică anul se injectează apă, petrolul se ridică deasupra, acolo bazinul el e, și din presiune el se ridică în sus. Da? Și tot apa se injectează presiune jos, petrolul se ridică în sus. Și pe când ies apă. Când am început cu apă din sond, atunci se va finisa bazinul, trece la alt bazin. Asta e una și prima tehnologie de extragere de petrol. Acolo ei lucrează pe principiu, da? Dar ce noi trebuie să înțelegem de tot rezumat, da? Petrolul este un instrument și piața energetică este un instrument care foarte mult este influențată fundamental de toate organizațiile, da? Ele sunt organizate cu scopul de a reglementa prețul. Prima ce trebuie să cunoască traderul când transitează pe petrol, trebuie să fie cunoscut cu organizația OPEC Plus. OPEC. Și cum a spus domnul, trebuie toate articolele, toate OPEC. Fiindcă ei foarte mult influențează. Și anume trebuie, la nivel psihologic, să înțelegem psihologia lor și unde, care e scopul lor. Ei uneori, chiar și situația cu trendul acesta e economic. Asta tot este un factor psihologic. Foarte multe țări vor să fie, fiindcă foarte multe țări sunt dependente, cum ar fi chiar și China, de rezervele de petrol al altor țări. Și asta tot este manipulare. Noi, Republica Moldova, depindem de conductele Gazprom. Gazprom manipulează cu noi? Da. Acum prim-ministru, vice-prim-ministru vorbea că conducta de Iași, care e un gen Iași, da? El nu ne poate alimenta pe noi cu gaz. Dacă noi, de exemplu, ne zicem de conducta de la Gazprom. Nu are așa, e dimensiunea ei și capacitatea ei maximă, nu ne poate alimenta pe noi la 100%. Da, noi am înțeles că nu a fost închis contractul. Nu a fost închis contractul, dar de exemplu, da? Adică o țară care depinde de resursele alte țări, ei este manipulată în mare parte de țara dată. Ei pot să-i pune care vor să nu-ți mai dăm gaz, nu-ți mai dăm petrol, fă ce vrei, lămurești. Da, astea, dar noi am mers în secolul ăsta acum, fără gaz nu putem, adică industria cade automat. Și țările, tot și s-a dus politica asta eco, și care s-a dus toată politica asta eco, eco asta este o politică mai mult de a deveni independent. De a deveni independent de toate resursele date. Știți un articol acum chiar de muriștii acestea de vânt, eolieni, da? Energie eoliană. N-aveți idei, muriștile date, ele sunt făcute din așa material care el nu mai poate de prelucat în alte industrie. Și capacitatea lor maximă, dacă nu greșesc, e de 10-15 ani. Da, de utilizare, da, după da, care mai și ele acum în America, deci scuze, America, într-adevăr, se luptă, au, ați văzut că iau deșerturile date și au stocat foarte multe. Și ei nu au luat în cap cum unii le folosesc. Da? Adică ei nu pot, n-are. Startup-uri care da. Sunt și unul foarte avansat care... Păi asta e o economie, da? Folosesc, dar problema e foarte duri. Da, duri și... Nu au instrument care să le... Asta eu nu cred că e o problemă. Chiar și materialul cel finit care iese, nu-i găsești o sursă în industrie, unde s-au reaplice. Da, sunt startup-uri care și noi avem în Republica Moldova și în lume care luptă timp pentru problemele date, problemele eco. Dar eu sunt părere că asta e o politică și evident că toți vor, fiecare țară, vreți să fie cât mai independente, să nu depindă de alte resurse. Și evident trebuie de organizat, de menținut trendul dat, fiind copiecul, el merge în contraversă, adică el merge împotriva acestui trend. Și ele se bat cap în cap și traderul trebuie foarte mult fundamental să fie informat despre trend, situații, despre date statistică, fiindcă la piața voluntară este mai greu cu statistica. Este mai greu să aflăm câți bani sunt într-un stat. Câți bani, cine știe câți bani are Republica Moldova, masa monetară a Republicii Moldova. În primul rând nu putem să fim fix, fiindcă fiecare acasă are cursul, da? Bani. Este bani care statul nu-i vine. Și evident că noi nu putem să știm. Aici, în OPEC, deja toate sunt niște cifre, dați statistici care pe trader foarte mult ajută. Și îi face o descriere mai departe, mai ales contract futures, contracte de viitor, care se iau petrolul care se procură pentru luna noiembrie și luna decembrie, îi dă nouă niște informații ce să fac mai departe petrolul. A să crească sau deprecieze, pe perioadă scurtă și lungă de timp. De ce? Și la masterclass eu mai trecut, am vorbit. La tranzacționarea pe petrol, pe brânt sau VTI, ai foarte mult rezultate de calcul, analiza fundamentală, mai mult ca la piața valutară. Undeva un raport de vreo 50%. Știți toată informația, uitați-vă, fiecare miercuri este rezervă în petrolul statului din Americii.
Sunt momente care influențează mai mult, sunt momente care influențează mai puțin. Asta este o influență pe termen scurt. Fiecare merg în noutățile care iese, este pe perioadă scurtă. Toți știm cum să lucrăm la lezea fundamentală, așa? La noutăți. Să nu știi ce. Și tot vorbim de miercuri. Era o perioadă, dacă mă greșesc, în 2019 și piața, ce țin de rezervă, noutate de miercuri la 15-30. Petrolul lucra numai la noutate dată și făcea puncte de 150-300 de puncte. În fiecare miercuri. Cu durut asta aproximativ 2 luni de zi. Piața, 5 săptămâni, stătea în corecție. Și mă apărea noutate și 150-300 de puncte. Asta a fost și când a fost politica lui Trump, când era Trump în fiere, tot așa foarte mult, noutate foarte multă influența. Apropo, foarte mult depinde de conducătorul statului, mai ales în statele americe. Când era Biden, când era Obama la putere, foarte bine lucra FPO și analiza fundamentală, anume legată de noutăți, când erau democrații. A venit Trump, deja în FPO nu mai lucra, dar lucra foarte bine rezervele de petrol și rata de referință. El foarte mult se lupta cu Banca Națională, Fed. După care a venit Biden, direct tot ne așteptam când FPO și alte lucrurile spunească că lucrează foarte bine cum lucrau odată cu Obama. Nu lucrează așa. De ce? Fiindcă nu e aceeași politică, nu e aceeași agresie pe piață, da? Cineva aduce o politică mai domolă, cineva aduce mai agresivă și tot ca să se reflectă la nivelul piață, dar nu se simte. Trump, de exemplu, avea o politică dură, el orice noutate, orice discurs, el ieșea și influența piața foarte mult. Biden nu, de exemplu, nu face asta și nu se simte asta pe piață, influența lui pe piață. Tehnic, da, să cerim tehnic, vă prindeți petrol, fundamental, toți cunoaștem, toți știm de unde găsim informația dată, este foarte multă, știți, căutați informații, înțelegeți unde vor să ajungă aceștia de la țările care exportă și importă petrol. Și să înțelegeți care este evoluția lui pe piață, adică din asta însărcinarea la tranzacționarea pe petrol, trebuie să înțelegeți care este cererea pe piață, dar cererea tot timpul a să fie pe piață petrol, cererea și care este oferta. Și dacă simplu, aici e deja ca la școală. Cererea mai mare, prețul ce-a stat. Mai scump. Cererea mai micuță sau oferta mai mare, prețul cade jos. OPEC-ul el luptă cu creșterea prețului, dar el luptă, cum a spus domnul Victor, toți cunosc de asta, că ei în fiecare lună vor mări până anul 2023 câte 400 de mii de bareli pe 24 de ori. Asta e aproape foarte puțin. Asta e o politică, fiindcă iau și care este politica de concurență, care ei trebuie să mărească un pic, da, e tăzit măsuri în creșterea acestui preț. Dar e foarte micuță această creștere, după părerea mea. Acum, tehnic, da, să vorbim despre petrolul, ce să facă petrolul? Ce e instrumentul lor? Brânț sau viteaie? Viteaie. Viteaie? Vezi să-l viteaie? Să-l bani? Viteaie. De ce trebuie care, fiindcă traderii cunosc, practic merg mână în mână, doar diferența de preț. Este, dar practic ele merg mână în mână. Ce tip de trend avem noi? Atât pe brânț, cât și viteaie. Crescător. Avem un trend crescător. Eu sunt de părerea că trendul dat va dura foarte mult. Eu sunt persoana care cred că el va ajunge până chiar VTI-ul undeva are nivelul undeva la 92. Undeva trebuie să ajungă. Deci ea ne orientăm încă mai departe la tranzacții de cumpărare. Dar aici spui pe aici cum au părinții, deoarece dacă cineva o studia MCD-ul. Ați văzut ceva? Divergență. Ceea ce urmează să fie o corecție până la nivelul de scurt a trendului, în cashback. Acolo să fie în jur de 200 și ceva de puncte. Corecția și ulterior după aia să merge viața de accent. Mai bine să pornim proiectorul? Da. Să luăm perioade scurte și lungă de timp? Da. Să discutăm. Da, dacă pornim proiectorul și să discutăm în toate perspective care poate fi ele, ca traderi să cunoască, ca să deschid tranzacții, să vedem și o strategie pe perioadă scurtă. La unul de aici, că spus că îmi place să calcă. Petrolul, ce ne faci să calcă? 8 dăm de mână. 8 dăm, nu mai vreau, da? Petrolul, nu mă duc petrolul. Mă trolgează pe ce? Da? General, de ce scalcă? Pentru ce traderi să faci scalcă? Putem? Scalping? Alte tranzacționare, perioade scurte de timp. Pentru profituri micuți, dar cu volume mari. Intrări micuți, 5, 10 puncte, asta, 10 puncte, tot timpul. Scalping de ce îți faci pe direct de valutare volatilă? Sunt trei care fac și pe petrol. Eu fac cu 20 de puncte. 20 de puncte? După ce strategie? Eu sunt un secret. Eu aștept mai mult pe sell, când, de exemplu, instrumentul parcurge
o anumită, adică un număr de puncte foarte mare. Și formează o configurație de lume, care pentru mine adică e său. Ori ajunge la un nivel, mai ales când el vine brusc, faci și de o lumnare de 150-200 de puncte. Și se oprește la un nivel. Ce are bani pe brancetele? Eu de acolo închid, adică eu pot să deschid său. Da, și pe Y-ul mai nu prea e la său. Deci Y-ul tu n-ați, doar de piață, te-am trecut să votat pe ministru. Da, i-am lăsat. Deci vreau să-mi nascri planul concret.